Sfânt. Pentru mine, sufletește, prepararea Sfântului și Marului Mir reprezintă atașamentul meu față de credința creștină ortodoxă în care eu am multe, îi port în tainița sufletului meu candela aprinsă a recunoștinții, pentru că eu, datorită și credinții mele nestrămutate, am putut să ajung ceea ce sunt și ceea ce am putut să fac eu până acum. Asta este motivul pentru care eu am încercat din toate puterile mele, mai ales în anul 1988, când știți cine erau la putere, eu a trebuit să mă documentez, pentru că această preparare a Sfântului și Marelui Mir este o operație de înaltă responsabilitate și trebuia să mă documentez, pentru că, așa cum v-am spus, Sfântul și Marele Mir conține aproape 38 de plante medicinale cu gumi rezine într-un vehicul de ulei de măsline virgin și vin curat de 2 ani netratat la fierbere după o rânduială foarte bine stabilită de Sfântul Sinod, hotărârea Sfântului Sinod în 1906 a Bisericii Române Ortodoxe, și este condusă această preparare de Sfântul Sinod al Bisericii Române Ortodoxe în frunte cu Patriarhul, care răspund de această problemă a preparării Sfântului și Marelui Mir atunci când el se termină. Pentru că Sfântul și Marele Mir, după sfințire, care este actul cel mai important al acestei componente, este sfințirea lui de către soborul arhiereilor Bisericii Române, el devenind atunci o materie sfințită, simbolizând mulțimea darurilor și puterilor Sfântului Duh. Și reprezintă semnul văzut al împărtășirii reale din acestea. Asta m-a determinat pe mine să mă specializez ca farmacist specialist în prepararea Sfântului Mir și să ajut Biserica Ortodoxă Română la prepararea Sfântului și Marelui Mir ca farmacist specialist. Cărțile Sfintei Scripturi sunt închinate iubirii de Dumnezeu și de oameni. Sentimentul iubirii stăpânește pe toți scriitorii inspirați. Profeții sunt poeții ai iubirii. Evangheliile Noului Testament sunt cele mai mărețe poeme ale iubirii din câte s-au scris. Ele constituie permanențe spirituale ale Bibliei, dăruite eternității. Dacă psalmistul spune, O, ești frumos ca nimeni altul între oameni pe pământ, când din graiul gurii tale se revarsă Harul Sfânt. El, psalmistul, se gândește la universul etic chemat să-l dăltuiască, la omul nobilelor năzuinți. Dacă Harul este însușire care face pe om vrednic de admirație, apoi numai iubirea, ca forță morală, personală și socială, îl ridică pe om până la rangul de frumusețe. Iubirea este cea care totdeauna are valoarea tinereții, a tinereții fără bătrânețe.